Programul Național de Investiții Angel Salini, ce va fi lansat în jurul datei de 15 septembrie. A fost prezentat la Călăraș de Mircea Abrudean, secretarul general adjunct al Guvernului, într-o întâlnire la care au participat primarii călărășeni, conducerea prefecturii și a Consiliului Județean Călăraș. Programul Național de Investiții Angel Salini, ce va avea un buget de 50 de miliarde de lei și se va întinde pe minim 6 ani. Banii vor fi folosiți pe 7 ani pentru proiecte de infrastructură rutieră, de apă și canal și de extindere a rețelelor de gaz. Prezent la întâlnire, senatorul PNL Ciprian Pandea a declarat că primarii călărășeni, indiferent de culoarea politică, vor fi pregătiți cu proiecte bune pentru obținerea de finanțări atât pe PNI Angel Salini, cât și pe CNI sau PNRR. De asemenea, Vasile Iliuță, președintele Consiliului Județean Călăraș, a precizat că își dorește ca toate programele cu finanțare guvernamentală sau cu banii europeni să fie accesibile pentru toate localitățile județului, unele dintre ele nedezvoltate la nivelul anului 2021. Dezvoltarea călărașului nu are culoare politică, de aceea am răspuns invitației senatorului Ciprian Pandea și am convingerea că împreună putem moderniza fiecare colț al județului, a precizat Vasile Iliuță.